Bun găsit! Mai multe familii de urși, adulți și pui au început să coboare zilnic din pădure în centrele stațiunilor montane de pe Valea Prahovei. Camerele de supraveghere au surprins imagini cu urși plimbându-se pe străzi, prin parcări, prin parcuri sau chiar printre oameni ziua în amiaza mare. Autoritățile locale cer măsuri de urgență deoarece prezența urșilor în comunități a devenit un fenomen. Chiar dacă par a fi prietenoase, animalele pot deveni agresive, astfel încât turiștii și localnicii sunt sfătuiți să nu-i hrănească sau să se fotografieze cu ei. Eu sunt Andreea Scorțaru, numai bine, pe curând!